Stațiile de autobuz din municipiul Buzău vor avea un nou aspect din acest an. Responsabilii din primărie anunță că toate cele 81 de stații din oraș vor fi reamenajate, urmând a fi acoperite și dotate cu panouri de afișaj și camere video. Până la sfârșitul acestui an se va finaliza pentru realizarea, execuția a 81 de adăposturi în toate stațiile de autobuz din municipiul Buzău. Practic vom avea în toate stațiile adăposturi, inclusiv la piața centrală acolo pe Ostrovului, dar și în alte zone în care, în tot orașul unde nu au fost astfel de stații. Stațiile de autobuz de pe Bulevardul Unirii, Alea Industriilor și Strada Transilvaniei vor fi modernizate ultimele, deoarece aceste artere vor intra într-un amplu proces de reabilitare cu bani europeni. În modernizarea Bulevardului Unirii vom avea încă 10 stații smart, stații de autobuz cu adăposturi moderne, dar ca și cele descrise mai sus, 81 de stații, vom avea inclusiv camere de luat vederi și panouri digitale, cum sunt cele din fața primăriei, din fața crângului, de aici, din stația de autobuz de la Bazar sau din fața gării, unde primești informații nu numai despre deplasarea cu mijlocul în comun în municipiul nostru, dar primești informații și despre mersul trenurilor sau mersul altor autobuze care trec prin municipiul Buzău. Stația de pe strada Ostrovului din zona Bisericii Sfinții Îngeri va fi printre primele modernizate, dar va fi și cea mai mare din oraș. Aici va fi amenajat un adăpost acoperit total cu băncuțe și ecrane LCD pe care vor fi afișate anunțuri de interes public.